Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri. Nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și vreau să fac o menționare. Azi dimineața am fost bombardată cu mesaje dacă fac vlog la ce s-a întâmplat ieri. Dragii mei, sincer, astăzi nu am vrut să fac pentru că am foarte multă treabă. Este ziua soțului meu și urmează să ne pregătim. Dar văzând că vă doriți atât de mulți să-mi auziți părerea, l-am rugat pe soțul meu cu cerul și cu pământul să mă lase să vă fac vlogul, după care să înceapă pregătirile pentru petrecere. Acum, dragii mei telespectatori, ce să vă spun? Ieri am observat un lucru. Ce ne spune Alexandra? Ne spune că a fost oarecum atacată de toate fetele și în mod special de Maria. Noi am văzut cu toții în emisiune că Alexandra este ironizată de toate fetele. Și ce aflăm? Că muta, tăcuta, Maria, traumatizata, sensibiloasa, se duce în piept la Alexandra la intimidare, la care ea spune prin tonul ei că nu a vrut să dea în ea. Drăguță, Maria traumatizata, în momentul când vii față în față, când vă certați și aveți un ton mai ridicat, știi de ce vine omul ăla în fața lui? Ca să-l intimideze. Asta ai făcut tu, Maria perversa. Maria mutu zăpăcește pământul. Să-ți fie rușine și bineînțeles că Alexandra a îmbrâncit-o. Eu fi spus, du-te mă fată de aici. Cred că toți am fi făcut la fel. Așa că Maria, să-ți fie rușine că exact ce am spus. Tu doar te victimizezi, dar ție îți pute capul mult. Și rău îți pute capul. Să-ți fie rușine, măi Maria, asta sensibiloasă. Dar te las de moment că sunt alte subiecte mult mai arzătoare ca al tău. Oricum, ne-ai demonstrat că ești foarte, foarte falsă. Asta este părerea mea, dragii mei telespectatori, referitor la Maria. Dacă veți fi atenți în momentul când o agită cineva, devine o altă femeie. Nu o iau în brațe pe Alexandra, credeți-mă, dar mă deranjează un lucru. De ce te dai tu aici sfântă și sensibiloasă când tu de fapt ești o mahalagioică de primă clasă? Să-ți fie rușine, Maria. Dar încă o dată ne dovediți că măștile cad. Mai devreme sau mai târziu cad. Așa că, Maria, un mare, mare dislike. Dacă nu-ți dai cu reveneală, te rog din suflet să-ți remediezi comportamentul, că deja începem să prindem silă de tine. Asta este cuvântul, e un pic mai dur, dar nu-mi plac genul ăsta de persoane care doar se victimizează în fața camerelor și sunt sub orice critică. Foarte bine, Alexandra, bine că ai fost asumată și ai spus în fața camerelor ce face această Maria. Ea este deranjată, că tot nu-mi vine să las subiectul, Maria este deranjată de Alexandra, că Alexandra a fost singura fată care a avut tupeu să spună că Maria e o altă persoană în spatele camerelor. Ce vedem? Că Larisa îi ține partea Mariei. Nu mai este fata aia corectă. De ce? Că și pe ea o deranjează Alexandra, că Alexandra iar a fost asumată și a spus că îl place pe Ionuț. Și este deranjată că Alexandra a făcut-o frustrată. Repet, dragii mei telespectatori, nu susțin genul ăsta de comportament când te bagi în relație. Nu. Nu susțin, v-am mai spus și v-am explicat, mi-a plăcut de ea ca persoană, dar faptul în sine nu-mi place.
Dar ceea ce văd la Larisa, văd că este și ea perversă. Văd că ea nu vrea să recunoască că, de fapt, frustrarea ei se numește Alexandra. Ea, de câte ori are ocazia, eu am spus de mult lucrurile astea, de când am văzut cu atacă. De câte ori are ocazia și cineva se leagă de Alexandra, ea vine și pune paie pe foc. De ce? Că are un dinte împotriva Alexandrei. Și atunci este logic că noi toți telespectatorii am văzut, dragă Larisa, cum a văzut și Alexandra, că ești frustrată și că nu ești bazată pe sentimentele lui Ionuț. Tu dacă erai bazată, crede-mă că tu făceai mult mai urât. Dar nu ești bazată pe sentimentele lui Ionuț și atunci găsești tipuri să te iei de Alexandra. Vezi, Doamne, că e vinovată ea acum cu Maria, dar tu de fapt tu ai un dinte împotriva Alexandrei că îl place pe Ionuț și că se dă la Ionuț. Dar era mult mai ok dacă spuneai pe față. Așa că nu mai fiți perverse. Trebuia să spui dacă ești o femeie asumată, nu-mi convine și nu sunt de acord cu reacțiile tale la adresa lui Ionuț. Nu să te dai de știți, dragă, eu n-am nicio treabă, poți să te dai, poți să faci ce vrei, că eu nu mă simt deranjată. Nu, ești falsă, ești mincinoasă, Larisa. Ai, și de asta ai și prins ură pe Alexandra. Să-ți fie rușine, Larisa. Un mare, mare dislike. Nu-mi plac oamenii perverși și falși. Nu-mi place. S-a văzut destul de clar în momentul când vorbește Alexandra cu Ionuț, îți cade fața. Ești transformată. Uită-te la emisiune și ai să vezi că ești transformată. Și așa că, da, Alexandra a spus bine. Ești frustrată. Îmi pare rău să spun. Dar și îl ai pe Ionuț, care Ionuț are o atitudine, vezi, Doamne, de bărbat cu braț de catifea și nu vrea să jignească fetele, nu. El vrea să aibă toate fetele la mână, să-l placă toate fetele pentru voturi și pentru bani. Nu-mi place când sunteți falși. Nu mai pozați în ceea ce nu sunteți. Spuneți lucrurilor pe nume și vă garantez că veți fi mult mai plăcuți și nu mai vă taxez. Dragii mei telespectatori, ce vedem? Vedem că Bianca, citita, inteligenta, deșteapta a emisiunii, așa se credea, dar nu e, începe să-l acuze pe Adrian de plagiat. Dragii mei telespectatori, deci vreau să vă spun că am rămas uimită cât tupeu pe această fată. Și concluzia mea. Această individă este foarte deranjată că noi, telespectatorii, l-am văzut pe Adrian mult, mult mai educat și mai inteligent ca ea. Ea ce ne spune? Ne spune că a urmărit episoadele și că a constatat că, de fapt, Adrian a vrut să se afirme prin acea statuetă Cezar. Măi, Biencuțo, tu deșteaptă, înțeleaptă cum ești, nici n-ai știut cine al cui e bustul. Ai stat și te-ai gândit și ai spus Cezar, dar nu erai sigură. După ce vezi că este foarte lăudat și foarte apreciat pe internet Adrian, încep tu să cauți nod în papură, să-l pui într-o lumină proastă, că vezi, Doamne, el ți-a cerut ție un cadou semnificativ, dar tu nu știi ce înseamnă. De fapt, știi, dar asta te-a deranjat cel mai tare, că a arătat cât de mediocră? Nu. Ai o judecată infantilă. Deci ieri mi-ai demonstrat judecata ta este infantilă. Dacă îți spun mediocră, te ridic. Nu, ești mult, mult mai jos. Ești o copilă răsfățată care crede că este buricul pământului și că toate se învârt în jurul ei. Nu, fetiță, ieri ne-ai demonstrat reclamă la prostie.
M-am uitat și la emisiunea când ai desfăcut cadou și Adrian a spus, l-am făcut eu 3D. Tu l-ai întrebat, ai făcut tu desenul și el a spus, da, l-am făcut 3D. Dar nu cu ideea că se vede, nici de cum că și-a asumat că el a făcut proiectul. Dar apropo, măi, Adrian, eu îți dau un sfat. Ai spus că vrei să-i faci bustul lui Sorin. Nu. Eu cred că ar fi mai bine să-i faci bustul lui Vlad, că ea plânge foarte mult de Vlad. Radu a punctat foarte bine că tu, de fapt, ai premeditat tot de acasă, vrând să-l denigrezi pe Adrian și să arăți lumii întregi că, de fapt, tu ești mult mai inteligentă decât Adrian. Și te-ai gândit să faci acea porcărie de poezie. De fapt, tu ți-ai scris frustrarea. Prostia ta. Ai scris-o pe acea foaie. Și am văzut așa. Critică de geniu. Deci tu l-ai considerat, îi spui că el se consideră geniu. Să-ți fie rușine cât chiar este un geniu pe lângă tine. Măi, Biencuța! Ai spus ceva de genul l-a dat, nu l-a luat. Adică să-ți dea, nu să ia, că ți-a cerut ție un cadou. Să-ți fie rușine. Ce-i mai spus? Fii ceea ce ești. El este ceea ce este. El este ceea ce spune. Tu nu ești. Nu-ți mai fie frică să mărturisești. El a mărturisit. Că ai vrut tu să pui într-o lumină proastă și ți-a dat el foarte bine, foarte bun exemplu, Adrian. Se vede, mă, când este omul înțelept, se vede cum deschide gura și cum leagă frazele. A dat un exemplu foarte bun. Dacă eu fac plăcintă, el face o plăcintă și e o rețetă după internet, nu este făcută de el. Așa și la tine. Așa că, Bianca, cât ai vrut ca să vezi karma, cât ai vrut tu să te dai de deșteaptă și să-i găsești nod în papură lui Adrian, să-l decazi în fața telespectatorilor și să arăți lumii că tu de fapt ești cea mai deșteaptă, ne-ai arătat că ești foarte rea și foarte mincinoasă. Am mai văzut o chestie, dragii mei telespectatori, că ea, în primul rând, tonul, acum a vorbit, mă uitam la ea, un ton de persoană diabolică, isterică. Deci asta mi-a lăsat mie impresia Bianca când a început să vorbească. Ai mai spus că te-a făcut proastă. Nu este adevărat. Tu singură te faci și bagi lui Adrian vorbele astea în gură. Ai mai spus, tot tu spui, că m-am uitat de două, trei ori să vedem, că ți-a spus el că e superficială, ești mincinoasă. Tu ai spus că el crede că ești superficială, după care spui, m-a făcut superficială. Fetiță, e grav. E grav pentru că tu ai început să minți și în momentul când minți, te crezi. Și deja ți implementezi în creier că interlocutorul ți-a spus ceea ce gândești tu despre tine. Și e grav. E grav, Bianca, e grav ceea ce faci. Adrian nu te-a făcut niciodată proastă, nu te-a făcut niciodată superficială. Astea sunt părerile tale din mintea ta. Ai înțeles? Așa că, Bianca, un mare dislike și ți-a spus foarte bine Radu că tu ai făcut decât teatru strategie de acasă ca să-l pui, de fapt ăsta a fost scopul tău, să-l pui pe Adrian într-o lumină proastă. Dragii mei telespectatori,
Am mai văzut că și Grațiela îi lua apărarea Biancăi. Grațiela, dă-ți cu reveneală, mergi la baie și spală-te pe față. Tu spui că ea a depus suflet. În ce a depus suflet, drag? A, că ei din plăcere, da. Dar nu cum vrea să pară. Ea tot ce a făcut a cumpărat. Dar nu e asta o problemă. Nu e asta o problemă. Când cumperi, cumperi cu drag. Da? Dar faptul că Adrian ți-a sugerat că ar vrea ceva reprezentativ, o carte, ceva care să te regăsești tu în obiectul ăla, tu te-ai sesizat. Aici este problema, că prostului când îi spui că e prost, sare de fund în sus, ceea ce face Bianca. Bianca, crede-mă că la această zicală ești 100% bună pentru această zicală. Chiar nu credeam până la tine, dar tu mi-ai confirmat zi de zi că te dai deșteaptă, dar de fapt tu nu ești. Deloc! Deloc! Nici înțeleaptă, nici inteligentă. Mă uitam la tine, tu, ca designer, că ești artist. Ar fi trebuit să apreciezi și zumzetul la muscă. Dar se pare că nu. Tu ești genul de persoană, dragii mei telespectatori, asta mi-a lăsat mie impresia, tu îți vei certa și soțul, dacă o să ai, că de ce n-a pus dopul la pasta de dinți. Tu ești genul de persoană care ce faci tu e cel mai bine și nu există loc de critică, iar ceea ce fac ceilalți în jurul tău e totul de criticat. Să-ți fie rușine. Dă-ți cu reveneală că tărtăcuță goală. Tărtăcuță goală. Deci crede-mă că ne-ai speriat pe toți. Deci ce am văzut eu ieri la tine și cu telespectatorii pe care cu care vorbesc eu mai tot timpul și faptul că mi-au scris să fac vlog astăzi pentru tine e un semn de întrebare. E un semn de întrebare, mă, fetiță, că ai deranjat și ai arătat lumii întregi tărâțe. Tărâțe! Atât. Tărâțe. Nu ai nimic. Și karma ți s-a întors. Ce-ai vrut să faci cu Adrian, nu ți-a ieșit. Ba din contră. Și culmea că tot tu plângeai. De ce plângeai, dragă? Că vrei toată casa să-ți dea ție dreptate? Păi n-ai nici 1% dreptate. Adrian a depus efort. Nu contează și dacă l-avea în casă. Și dacă l-avea în casă, era un obiect care îi plăcea lui. Și ți l-a oferit ție. Dar tu ne-ai simțit obraz gros, șoriș de porc? Ai căutat nod în papură. Să-ți fie rușine. Dragii mei telespectatori, cam asta este Bianca. Nu știu cât o să o mai suporte Adrian. Deja că am văzut că doamna Mantea i-a sugerat să nu se despartă. Acum nu știu ce să zic. Cu astfel de persoană să conviețuiești, deja îți iei mandat pe viață. Părerea mea. Că femeia asta nu se înțelege pe ea. Ferească Sfântul când va avea copil. Copilul ăla va fi sub orice critică crescut. La modul că ea vrea, la litera legii. Și dacă nu faci ca ea, e jale. Jale. Așa că, Adrian, nu știu, părinții tăi ar trebui să te atenționeze, să-ți spună că e groasă treaba. E groasă treaba cu astfel de caracter îmbătrânești. Exact ce ți-am spus de acum o săptămână, două, nu mai știu, că femeia asta este picătura chinezească, te macină. Mă uitam ieri la fața ta, Adrian, crede-mă că îmi era milă de ce simțeai tu, că se vedea pe fața ta, la ea se vedea răutate, se vedea că plânge de nervi, că nu iese ca ea, iar tu erai demoralizat, nu-ți venea să crezi că poate să gândească așa. Și la faptul cum țipa pe tine și tonul ăla de isterică, de diabolică, pe mine m-a speriat. Sincer, dacă aș fi fost mama ta, îți spuneam din capul locului să nu te mai prind lângă fetița aia. Dar o sunam
personal și spuneam, te rog eu frumos, caută-ți alt băiat. Nu-mi teroriza tu mie copilul. Nu mi-l umili. Cam asta este părerea mea, dragii mei telespectatori. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea dacă v-a plăcut reacțiile Biancăi la adresa lui Adrian. Și dacă era îndreptățită să facă atât de urât. Pe mine m-a îngrozit. Sincer, m-a îngrozit. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori, că Sorin, deci până unde s-a ajuns, Sorin este foarte crispat și are o temere și pe bună dreptate că Nicoleta stă cu Bianca în cameră și că o învață și nu că o învață, îi sugerează, ea vorbește și dacă se întâmplă ca Sorin să greșească, o mică greșeală, automat Nicoleta își va aduce aminte de vorbele spuse de această Bianca răutăcioasă, perfidă, șarpe. Mama șerpilor, această Bianca. Și ea spune că nu este adevărat, că ea nu învață fetele și că nu spune și că nu vorbește. Ca să vedeți cât de mincinoasă e. A treia oară care o prind cu minciuna doar într-un episod. Și spune Nicoletei la masă, auzi, dragă, mai bine știi ceva, pune-i lui Sorin de-aia la gură de câine, bodniță, să nu mai vorbească. Păi ce înseamnă asta, Bianca? Bașca, că îi spuneai lui Ionuț, auzi, Ionuț, tu nu ești deranjat că Alexandra a făcut-o frustrată? Deci tu ești sămânță de scandal, măi, Bianca. Ne-ai scârbit pe toți, ne-ai siderat, ești sămânță de scandal. Măi, fată, când deschizi gura, ero alert, trebuie să ataci tu pe cineva. Ferească Sfântul, mai taci din gură. Nu știu, ia-ți gumă, ia-ți ceva, bomboane și taci odată din gură că ne-ai zăpăcit, că scoți numai perle. Numai perle și arunci numai venin și în stânga și în dreapta. E un teatru ieftin pe care tu îl faci. Dar ce să vezi, noi l-am văzut că ești mai puțin deșteaptă, că nu te duce capul așa cum crezi și că ești răutatea întruchipată. Iar Larisa, mare, mare atenție. Nu suport oamenii neasumați. Spune cu voce tare, da, am un dinte împotriva Alexandrei, că are tupeu să se bage în relația mea. Nu ataca par și vește pe la spate. Că vezi, Doamne, tu îi ții partea Mariei, că tu îi ții partea nu știu cărei fete din casă și atunci dai în Alexandra. Nu așa. Nu așa, că te văd parșivă. Te voi percepe ca parșivă. Înjunghi pe la spate. Spune omului în față ce te doare. Cam asta este, dragii mei telespectatori. Vă las. Vă doresc un weekend minunat tuturor și să vedem cine va fi eliminat. După părerea mea, după cum văd fetele, mai ales că este deranjată șefa, Larisa, mă super Larisa, mai mult ca sigur se vor face strategii să fie eliminată Alexandra. Asta este părerea mea. Nu știu nimic sigur, dar dacă este Alexandra eliminată, este mâna Larisei. De ce? Că i-a spus lui Ionuț, mai mult ca sigur, să dispară asta din peisaj. Și părerea mea că Alexandra va fi eliminată. Nu știu dacă este adevărat, asta este strict părerea mea. Și dacă este așa, te voi taxa, Larisa, pentru faptul că nu ai fost asumată și să spui cu voce tare că ai un dinte împotriva Alexandrei pentru că s-a dat la Ionuț. Nu-mi plac femeile perverse. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.